Preșcolarii și elevii din clasele 04 din municipiul Deva primesc și în acest an cadouri de Moș Crăciun din partea administrației publice locale. Primăria municipiului Deva, prin votul consilierilor locali, a alocat peste 170.000 de lei din bugetul propriu pentru darurile de sărbători, iar la copiii din unitățile de învățământ din reședință vor ajunge în acest an aproape 4.000 de pachete cu dulciuri și cărți. Domnule primar, Moș Crăciun vine la copiii din Deva? Da, este adevărat. 3850 de pachete pentru copii de la clasele 0 până la clasa a 4-a. Este un moment de bucurie pentru noi și am făcut un efort considerabil, peste 170.000 de lei suma alocată, votată prin Consiliul Local și, repet încă o dată, le mulțumesc și consilierii locali că au votat aceste sume și că am putut să facem fericiți, repet, 3850 de copii. Cadourile de Crăciun au fost trimise școlilor pe baza listelor cu solicitări întocmite de către unitățile de învățământ și Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara și vor fi distribuite de către cadrele didactice. Prin aceste daruri simbolice, administrația publică locală dorește să aducă bucurie în sufletele copiilor și să le ofere o părticică din magia sărbătorilor de iarnă.